Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă o administrație publică din țara noastră dă o ghirlă cu un logo. Știu ce-o fi atât de greu. De la frunza de țară, doamne Udra, de ce râzi? Bă, am auzit aminte de frunza aia, da, mă, frunza, pe care au dat copy-paste de pe un site de la... Nici nu știu cât a costat atunci, câteva cenți. Atunci aia a fost, aia, desenul de stoc a fost cumpărat cu vreo 900.000 de euro, dar într-un pachet mai mare de promovare a României. Deci nu doar desenul. Da, au amestecat-o, n-au spus cât costă exact frunza, da, știi? Desenul ăla era și el un desen de stoc. Sunt site-uri, baze de imagini, de unde poți să cumperi imagini, sunt site-uri de unde poți să le descarci absolut gratuit, așa cum știe orice blogger care se respectă și care nu vrea să fure imagini de pe net de la cineva, intră pe site-ul pe Pixabay sau pe Pexel.com și descarcă de acolo, că sunt gratis. Dar dacă vrei ceva mai bun, oricum nu costă foarte mult, adică e vorba de câțiva dolari pentru câteva imagini. Da. Sau, mai nou, sunt programe de inteligență artificială, de care imagini, cum ar fi Midjourney, în care poți să creezi logo-uri cu chilu, pur și simplu descrind ce anume vrei să obții. Și arată foarte, foarte bine. Nu trebuie decât să stai puțin, să ai răbdare. În 10-15 minute, hai jumătate de oră, obții un set de logo-uri foarte bune. Uite, pe Canva, iarăși, acolo ai exemple, da, poți să le mixești, să le faci cum vrei tu, absolut gratuit. Bun, ultimul caz despre care vorbim este noul logo al stațiunii Mamaia. E logo, e punctul cheie al noii identități de marcă a stațiunii. Un logo prezentat zilele trecute și care poate fi cumpărat cu 15 euro. 15 euro pe un site, de pe un site de imagini, un site de stoc. Primăria a comandat, deci nu de mult, nou manual de identitate de brand, ceea ce în sine nu e rău deloc, ca intenție și obiectiv. Orice afacere serioasă, orice inițiativă serioasă ar trebui să aibă un manual de identitate. Să se știe, noi scriem cu acest fond. Titlurile noastre arată așa, culorile pe care le folosim sunt acestea. Asta ne individualizează pe noi, grafic, vizual, e o chestie foarte corectă care trebuie făcută, bravo, foarte bine. Și Europa FM are un manual de brand cumpărat, făcut în urmă cu mai mulți ani, de o agenție de imagine și vedeți, oriunde este afișat Europa FM, vedeți vreun banner, este identitatea respectivă de brand. În această identitate de brand, desigur, Luca poartă ceasul pe mâna dreaptă. Revenind la primăria Constanța, e altă discuție aici. Bun, anunțul pentru manualul de brand a fost publicat pe SEAP, unde se preciza și că noul logo trebuie, citez, realizat. Adică se subînțelege că nu trebuie copiat sau ceva, dar poate că nu s-a precizat și de către cine să fie sau să fi fost realizat. Că a fost descărcat unul care, el a fost realizat la un moment dat de cineva. Da. Nu de cei care au câștigat contractul, dar el a fost realizat, practic, nu? Firma care a câștigat a primit 16.000 de euro. Vedeți diferența, totuși, de la 900.000 de euro pachetul de brand al doamnei Udra la 16.000 de euro pachetul primăriei Constanța pentru Mamaia? E o rușine. Da. Deci, firma care a câștigat e o firmă din Cluj. A primit 16.000 de euro, bani în care a intrat și acest logo, care, cum spuneam, poate fi descărcat cu 15 euro de pe net și care mai este și simbolul unui complex de apartamente din Spania, pe Costa Brava, la Mediterana. Aia cred că au dat 30.000 de euro pe net. Da. Nu cred. Aia fiind particular, cred că au și negociat și l-au luat cu 5 euro. Sau l-au făcut singuri. Nu mai este pe site-ul de imagini respective, înțelegi? Ah, și okay. El a fost descărcat și de acest complex de apartamente. Cineva a făcut niște apartamente și ca să le vândă, trei promovat și știi, faci o prezentare frumoasă, zici aici, viața este minunată, uite, pac, complexul Costa Brava. Și pui și un logo. Ăsta este logo pe care îl folosește și primăria Mamaia. Practic e ca un biloi așa, care arată ca o bărcuță care se transformă într-un val. Are și niște pescăruși. Mici. Am văzut acolo. Și mici. Au modificat logo-ul ăla cumpărat, au mai pus un pescăruș mic. Nu știu, au mai pus un pescăruș mic? Da. Inițial erau doi pescăruși mai mari. Mi se pare că sunt... Și până la Mamaia a mai apărut un pescăruș mic. Eu nu știu pe ce te uiți tu. Pe desfășurătorul nostru. Nu este adevărat. Este același număr de pescăruși, nu te supăra? Sunt trei pescăruși la Mamaia. Ba, ai dreptate, este un pescăruș mic și foarte văzut? Mic. Deci, din Spania către România, cei doi pescăruși au venit cu un pescăruș mai mic. Deci, practic, a fost realizat. A fost realizat, da. Da. După ce ai spus scandalul, primăria Constanța a reacționat. Valoarea logo-ului, a transmis primăria, nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro. Aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse și servicii. Brandul, vezi, înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică. Bravo, vezi?
Păi deci nu am dat 16.000 de euro pe un logo de 15. Pe un ghem. Am dat 800. Mult mai bine, nu? Adică, serios, totuși. Nu pot să ne acuz că am dat 16.000, că noi am dat doar 800. Sau decât 800, cum s-ar mai zice. La promoție. Mai e un avantaj, anunță primăria. Citez. Menționăm că, în conformitate cu informațiile furnizate de societatea Blue Sky Advertising, SRL, cei care au câștigat contractul, deținem licență, spune primăria, și drepturi de utilizare pentru toate elementele grafice prezentate. Ceea ce este excepțional. Practic au cumpărat logo-ul de 15 euro cu 800, dar au toate drepturile pe el. Sunt cei mai fericiți. L-am împachetat frumos. Da, era tare dacă îl furau. Băi, nu. Și acum că tu ai cu ochiul tău ager, ai observat că mai este un pescăruș mic și foarte mic, al treilea, practic el este altceva. Adică nu poți să mai spui că este tot e la fel, plus cei doi pescăruși din logo de la Costa Brava și ăla de pe stoc, dar mai este undeva ceva ce eu n-am văzut. Dar uite-mă că Zafa observa, mai este un pescăruș mic, mic și foarte mic pus undeva. Deci au făcut diferență. Mă așteptam la Luca să-l găsească cu ochelarii lui. La mine. Dacă era porumbel, îl vedeai din prima. Firma respectivă a comunicat. Citez. Într-adevăr, acel simbol a fost preluat. Dar a lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot branding-ul. Deci firma, nu degeaba am spus că e din Cluj. Deci ei au trebuit să facă un manual de branding și la sfârșit, nu știu cum arată manualul, dar la logo n-au mai avut timp, s-a terminat. A fost, băi frate, atât am lucrat la manualul ăsta că de logo n-am mai avut ce să facem și l-am cumpărat și noi de undeva. Repede. Asta e, ce să faci. După care, doamna Maria Emanuela Huruială, administratorul firmei respective, continuă, citată de Dobrogea Live. Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla. Este confidențial. 15 euro? Pe freepic.com? De acolo e, de pe freepic? Da. Serios? E... Poate pe ea păcălit cineva și le-a luat bani mai mulți. Zici? N-au găsit acolo. Da. Să știi? Iar ieri, în sfârșit, primăria Constanța, în urma acestui scandal... Eu nu înțeleg de ce nu se consultă totuși. De ce nu consultă publicul astfel? Asta este un... Ce, îl retrag în zi. Da, imediat zic. Dar mă întreb, serios, mai dacă ești administrație publică, acum serios vorbind, și vrei să faci identitatea unei stațiuni fanion pentru litoralul românesc, Mamaia, sau orice, adică ești administrație publică și vrei să faci ceva care se adresează publicului ca imagine. Publicul va comenta, în mod evident. De ce nu faci un vot public pe asta? Corect. Organizează un eveniment. Fă o consultare publică simpatică. Spune, uite, oricine poate trimite și le punem pe acest site. Hai să le votăm. Hai, frate, să le discutăm. Să vedem care e mai bun. În mod clar nu o să fie unul care să fie plăcut de toată lumea, că n-ai cum. Dar hai să vedem care e părerea voastră. Dar totul se face așa pe secret. Da. Facem pe SEAP, cumpărăm un logo și după aia descoperim că, de fapt, aia o trașie, o țeapă, practic. Pe de altă parte, nu era nici ideea de a angaja profesioniști care să se ocupe de brandul tău, dar profesioniști. Cum adică nu era ideea, nu înțeleg. Adică nu era ideea să plătești... Dar nu era? Nu era. Ideea să plătești niște oameni care chiar se pricep la chestia, nu care copiază, cum a fost și Frunza și cum e și cazul ăsta. Uh-huh. Oameni care chiar desenează un logo și îți explică și... Sunt de acord. Adică asta s-a întâmplat, că ziceai, de sigla Europa FM. Sunt de acord. Oamenii, dar... când au venit atunci și au prezentat sigla, în primul rând au fost mai multe propuneri și cea care a rămas și e și acum peste tot a fost explicată de ce e așa, de ce au integrat nu știu ce, știi? Da. Bun. Dar cineva care s-a ocupat, cineva care s-a ocupat, de exemplu, de pachete grafice pentru diferite programe de televiziuni, îți poate spune că atunci când contractezi firma respectivă, firma de creație, da, oamenii te întreabă în ce direcție vrei să mergem. Adică dacă vorbești de profesioniști. Da, exact. Cam care sunt culorile pe care le-ați dori? De ce anume? Care este filozofia brandului vostru? Ca să înțelegem, și îți oferă diverse variante de logo. Și după aceea te consulți și tu cu șeful, de obicei, și cu, adică, colegii. Uite, în cazul administrației publice, care e problema să faci o astfel de consultare și după aceea să transmiți firmei respective? Uite, domne, noi am întrebat publicul și publicul vede aceste direcții. Ce putem obține? În contraexemplu, aș putea să-ți dau logo-ul orașului Iași, că acolo sunt... Da. De acolo mă trag cumva. Așa. Care mie nu-mi place. Dar a câștigat medalia de aur, din câte știu, la o competiție, una din cele mai
tari competiții de branding din Europa. Ia, domne, să vedem logo-ul Iașiului. Să te caută și ai să vezi. Bun, ca să concluzionăm, ieri Primăria Constanța a anunțat că retrage logo-ul controversat pentru că, citez, Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidențial din Spania. Am încheiat citatul, adică Costa Brava. Bravo. Deci, practic, ne comparăm noi la Mamaia cu săracii aia de pe Costa Brava. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.